Ne conectează cu întreg mapamondul, dar ne fac să ne simțim singuri. Ne oferă posibilitatea de a ne exprima, dar nu tot ceea ce devine viral ne este și util. Riscurile pot merge până la hărțuire. Elevi, părinți și cadre didactice ai Liceului Pedagogic Ortodox Anastasia Popescu din București au participat în această după-amiază la o dezbatere despre pericolul din spatele rețelelor de socializare. Cât de conștienți sunt copiii despre pericolele din online, aflăm din materialul următor. Care crezi tu că sunt riscurile rețelelor de socializare? În primul rând, felul în care te maturizezi va fi afectat, pentru că experiențele din copilărie te afectează și rezultatele școlare vor fi afectate, evident, pentru că moralul va fi scăzut și nu te vei putea concentra la fel de ușor știind că cineva îți vrea răul sau are ceva cu tine. Te-ai confruntat până acum cu probleme în mediul online? Din fericire, nu m-am confruntat cu această problemă și sper să nu mă confrunt în viitor cu astfel de probleme. Cum poate gestiona un tânăr problemele din online? Cred că ar trebui să apeleze la un adult pentru ajutor emoțional și fizic, pentru a se asigura că amenințările sau pur și simplu insultele nu pot fi duse mai departe și poate să apeleze de asemenea și la un psiholog pentru a se asigura că nu este afectat pe termen lung de ceea ce îi se întâmplă. Crezi că mediul online poate afecta un copil, un tânăr? Da, sigur, deoarece există niște oameni în acest mediu online care pot influența copii prin vorbe urâte. Ce subiecte au fost abordate în cadrul întâlnirii din această seară? În primul rând, efectele negative ale folosirii dispozitivelor digitale, ca telefonul mobil, laptopul, tableta, calculatorul, televizorul, bineînțeles, și în special toate aplicațiile acestea care implică folosirea internetului, mai ales a rețelelor de socializare, efectele alarmante și chiar dezastroase asupra sufletului, asupra psihicului nostru și chiar și asupra organismului uman. Neresimțindu-le foarte rapid, dar într-o formă lentă, ele făcând destul de multe ravagii în interiorul nostru și mai ales pentru în ceea ce privește echilibrul și așezarea omului și starea lui de bine și gândirea sa și toate celelalte care sunt implicate aici. Cum putem gestiona problemele apărute în urma utilizării excesive a rețelelor de socializare? Cea mai bună formă este să renunțăm cât putem de mult la ele, să facem pauză de ele pur și simplu, să le folosim doar pentru scopurile pentru care au fost create inițial, telefonul să vorbim, să primim un apel, să dăm un mesaj și cam atât. Bineînțeles că este ceva utopic ceea ce spun acum, este ideatic, nu doar pentru copii și tineri, ci și pentru noi. Adulții trebuie să fim sinceri și să recunoaștem în fața lor, pentru că ei ne văd mai bine decât ne putem noi ascunde. Să avem un echilibru foarte serios, să le folosim cât mai puțin, să încercăm să ne înfrânăm pur și simplu, mai ales în perioadele de post, cum suntem acum, spre exemplu, să le folosim cu măsură, pur și simplu, propunându-ne dacă vrem să căutăm ceva, spre exemplu, pe telefonul mobil sau dacă avem nevoie de ceva, să fim foarte fermi cu noi cât timp stau pe acest dispozitiv. Pentru că dacă nu ne impunem o limită și dacă nu ne ținem de ea, ne trezim după 2 ore că n-am făcut nimic, dar tot acolo sunt din pagină în pagină în pagină și din aplicație în aplicație. La nivel european, România se situează pe locul al 3-lea în clasamentul celor 42 de țări în care a fost studiat fenomenul bullying-ului, potrivit unui raport al Organizației Mondiale a Sănătății.